Mă numesc Zinovia Căpățână și trăiesc în satul Smirnovca. Am 73 de ani și azi vom face o mâncare de post, fasole făcăluite. Cădea este fasole, am pus la foc și am să facem mâncarea azi. Sunt crescute de mine în grădină. Aici eu am plantat fasole. Le-am pus pe data de 6 aprilie. În fiecare an plantați fasole în grădină? Dar cum să nu plantăm? Că altceva, dacă ajungem în post și să mâncăm. Eu una nu prea trăiesc bine cu cartoafele. Fasolele astea s-a dus de la Italia, de băieți. Și am observat că ele suferă la seștă. Pe lângă fasole, Zinovia Căpățână plantează în grădină și alte legume. Cartofi, ceapă, usturoi, ardei sau roșii. Rare ori cumpără ceva de la magazin. Anul acesta, Zinovia Căpățână crește puișori, pe care îi scoate la incubator. Și iată, am, cum le zice, bebeluș mititei, iată, uitați-vă aici, iată. Bebeluș mititei, tăți să încălțați. Punem și să le scurgem, că altfel nu le pot făcălui. Trebuie să ieși și ele. Le-am ales, le-am spălat ghinișor și le-am pus la înflat, de seară le-am pus. Și e că le-am pus și le-am șert ghinișor, le-am pus sare, frunze de dafin, o șapă le-am pus de gust. Și că am o le făcăluiesc. Fasolea făcăluită este o rețetă de post pe care Zinovia Căpățână o ține minte din copilărie și pe care o gătește des. Ține post de fiecare dată, așa cum a prins de la bunica și mama ei. Mâca de pe mamă era slujnică la biserică și apoi eu mă duceam și dormeam cu mama, cu mâca dormeam noaptea la biserică acolo și ne făcea mâncare de post. Ia ca eu am ia pun usturoi, noi zicem mojdei, zicem. Pun o 4-5 căței eu, usturoiul mie mărânțel și am pus, mai mult am pus. Dar usturoi tot la dumneavoastră din grădină? Tot de la mine din grădină. Și mama m-a învățat să gătiți. Nu știu ce să fac, să mai pun o leac de usturoi. Ia ca fasolele le faci în trei feluri. Fasole făcăluite, fasole dulci, numai șerte și le pui sare și o șapă cu murături și borș cu fasole. Avem 8 copii, 4 fete și 4 băieți și avem 16 nepoți și 5 strănepoți. Omul meu am fost colegi de clasă. Eu eram frumoasă, eram. Și ține de mine, dar eu nu vreau să am de-a face cu dânsul. El era cu minte, era mult căluț, era. Și odată n-am mai putut rezista și l-am dat, trebuie să-mi dea pași să nu se mai țeie de mine. Au venit 4 ani de zile la poartă la mine, ca așa să vină, nu ca amul ea, trăiesc împreună și după aceea s-a trăit împreună, spune coț că nu s-a lovit la inimă și se despărțesc. Și vă cucerit. Și m-o cucere, da. Originară din Mingir, Zinovia Căpățână s-a mutat după căsătorie în casa socrilor săi, aflată în cătunul Semionovca, care aparține aceleiași comune. Localitatea nu are primărie, poștă sau magazin alimentar. La ultimul recensământ, în cătun locuiau 40 de persoane. Astăzi au mai rămas doar câteva gospodării locuite. Și că am trăit 41 de ani, cel mai bine mi-a fost 11 ani până ucicat la boală. Fata cea mai mare mi-a adus o fată, un copil în afara căsătoriei.
și s-a scârghit. Eu mă închidem în beș și răcneam de mă desfășem. Că era roșine, toți ne arătau cu degetul, toți. Dar așa, după ce ne-am îmbolnăzit, de-am luat și folos. E, nepoata trăiește în mingire, are familie, are și mă stimează și pe mine și pe... Dar de-am e târziu, nu-i nici omul, nu-i nici eu, nu. Eu încă cât pot păși pe pământ, încă rar când mă duc cumva și cumpăr ceva de la magazin. Eu am vreau să pun să fac o leac de prăjitură. Și apă o prăjesc până o leacă să gălbinește, e, nu chiar arsă tare. O prăjăm înainte mai tare, dar, mă rog, din experiență, din... E mai gustoasă când nu-i prăjită de aghirele. Pun prăjitura în fasole. Nu o pun tătă, că ea plantă, am să o pun deasupra farfurii. 8 clase am învățat și mai mult n-am învățat, m-am dus și am lucrat. Eu am vrut să mă duc să învăț învățătoare de clasele primare. Și tatăl meu nu m-a lăsat. O zis că... Tatăl meu a zis că nicăieri! Vă zic că care iese din sat, acelea sunt curve. Și nu vă dat voie. Și nu vă dat voie. După ce a terminat școala, Zinofia Căpățână a mers să muncească în colhoz. A fost mulgătoare la fermă, a muncit pe câmp, iar mai târziu a lucrat și la tutun. Dar apoi am prășit la păpușoaie, la răsărite, la sfeclă, la jii, legam, curățăm și nu era în colhoz. Da, ciciunul și ala ne-a otrăjit sufletul. Era că îl culegem, ne ducem noaptea la ora 2 de noapte, ne ducem. Cât era rouă, îl mai putem culege. Cum s-a ridicat soarele, avea niște clei, niște dohot, nu știu avea pe dânsul, să ținea de mâini. Ne ducem și mâncam, așa mâncam. Dar de-ar și fetelor, fată, găi și mai băiete, de-ar și pașe pe pământ. Ea ca nu, aia asta e mai scumpă. Dar pu, și nu mai trebuie. Să ploaie, să fac până ca și pașe. Dacă nu-i pașe, la și bun. Bine, fișorii, Iurei și ginerile Ion. Și nepoata cu strănepoata. E, da, e gustoasă, apoi te-ați făcut... La mama acasă. Că eu acasă nu fac fasole făcăluite, eu nu fac pentru mine, nici nu prea le mănânc. Dar e ca la măcănii tare îmi place cum le faci. Foarte gustos. Mai pune băieții ăștia să mai vie într-o zi, facem mai multe și le pui în frigider.